Astăzi este duminică 20 noiembrie 2016, mă aflu în orașul Bușteni din județul Prahova, în crescătoria campionului FCPR Prahova, domnul Florin Gârbăcea. Acum o să intrăm puțin în crescătoria dânsului, să filmăm porumbei și să-i prezentăm pe unii dintre campionii dânsului, inclusiv porumbei olimpici pe care îi deține. Bună ziua, domnul Florin, ce faceți? Bună ziua! Printre porumbei, duminică dimineața, nu? Ce să facem, domnul Alexandru? Ca de obicei, suntem alături de sunteți porumbei. Sunteți pe ei aici, da. Nu avem ce face. Frumos. Unde ne aflăm aici, domnul Florin? Ce compartiment? Aici ne aflăm acum, în acest moment, în compartimentul de femele văduve de tineret plus maturi. Da. Le-am separat, deoarece se află în perioada de nepălire. Super! Bă, că se prezintă foarte bine, sunt liniștite, cu toate că pe mine nu mă cunosc. Da. E persoană nouă, ai să zic, da? Da, încă mai au puțin de năpălit, dar zic eu că ne prezentăm destul de bine la acest... Sunteți mulțumit, nu? De cum se prezintă fetele aici. Foarte frumos. Ca și exemplare pe care le-am putea nominaliza aici, să zic, în cadrul nostru. Aș putea să vă prezint o femeie deosebită care a obținut un rezultat pe măsură în acest sezon. Femeia de acolo de sus, nu? Da, este vorba de femeia care a obținut locul 1 AS Fond Maturii Prahova, atât locul 1 AS Fond zona provincială, zona sud, campionatul provincial, a rămas tot pe locul 1, pe podium. Super! Este aici pe... A intrat și mai greu aici, da? Da. Este o femeie care m-a ajutat foarte mult și la categoria crescător fond. Deci, datorită sosirilor impecabile, m-a ajutat și la această crescătorie, alături de alte femele. Frumoasă. Ca și origine? Ca și origine, ea este de la domnul Luca Petru, da, la Satul Mare. Deci este o linie deosebită. Deci întotdeauna domnul Luca am colaborat și am reușit. Știu că este unul dintre colegii noastre, colegul fiind de suflet. Așa, da, este un coleg de suflet care îi mulțumesc pe această cale. Foarte frumos. Acum ne aflăm în compartimentul femeilor de matcă, dacă nu greșesc, da? Da, sunt femeile de matcă. Le-am mutat în acest compartiment. Deci, deși este... compartimentul de zburătorii, dar în perioada de năpălire și separare, de repaus, exact. Le-am mutat în acest compartiment. Câte aveți aici? Sunt 34 de exemplare în acest moment. Din toate veți scoate la anul? Da. Din toate, da? Deci ele sunt femeile de bază, din cei mai mari campioni, da, cei mai mari crescători. Linii deosebite, care mă ajută foarte mult în reproducția puilor pe sezonul 2017. Ați mai introdus ceva pentru la anul? Ceva nou? Da, întotdeauna. Deci eu, an de an, introduc mereu. Deci am adus o femeie deosebită de la femeia domnului Vulsan, deci care a avut din campionă național. Da. De asemenea, am adus și pentru maraton, ne întărim de la an la an. Super! Din lotul de zbor de-al dumneavoastră, deci ați introdus ceva pentru la anul? Nu. Din lotul de zbor, nu. Încă este foarte greu să rup de lotul de zbor. Acolo eu sunt foarte dur în selecții. Și șoimul e foarte dur aici la dumneavoastră. Este foarte dur, da. Dar la mine, ca să ajungă în compartimentul de reproducție, trebuie câțiva ani de rezultate deosebite. De-abia atunci trece la acel compartiment de reproducție. Până atunci va zbura cel puțin 4-5 ani. Deci este foarte greu să ajungă la maturitate în această zonă montană. Într-adevăr, așa este. Din păcate, așa este, da. Aici răpitoarele sunt mai la casă. Nu știu cum faceți față la asemenea atacuri. În sezonul de toamnă, care tocmai s-a terminat, am pierdut un număr de 56 de pui. Deci la răpitoare, deci aici nu îi pun pe cei care s-au pierdut în timpul curselor. Deci strict lângă crescătorie. Dacă să da. Pierduție. Este foarte greu un campion să-l apuce palmaresele în această zonă. Dar totuși se pare că cu mult efort și se poate obține rezultate și în această zonă. Trebuie să fiți mai îngătuitor, că dacă îi zburați 4-5 ani, le e greu și lor să reziste
la atacuri, cred, nu? Tocmai de aceea la compartimentul de masculin care o să vă duc mai urmează, o să vedeți că foarte puțini ajung acolo, că nu mai apucă, de fapt, da. Și sunt porumbei zburați, porumbei cu palmaresuri sportive, porumbei extraordinari și, din păcate, la un moment dat, cu sau fără voia lor, cad pradă răpitorilor. Se întrerupe cariera, exact cum am pățit anul trecut, cu locul 1 general maturi, mi l-a luat uliul, deci un porumbel deosebit de Valon. Asta este, n-avem ce face, continuăm. Deci, trebuie să aveți mare tărie, să știți. Da, credeți-mă că chiar de multe ori sunt foarte dezamăgit în momentul când pierd un campion. Știu. Am niște zile negre. Știu, dar trebuie să revin fruntea sus și de aceea scot un număr foarte mare de pui ca să pot să rezist. Așa este. Pot să fac o selecție în așa fel... Dar ajunge să scot campionii... Dar există pe aici la noastră în Bușteni vreo perioada anului în care șoimul și uliu nu atacă? Nu cred, nu? Nu există așa ceva, deci există o perioadă mai calmă, pot să spun eu, deci adică atacă într-un ritm mai scăzut, dar nu există să nu atace, efectiv. Deci e indiferent de perioadă, nu? Indiferent de perioadă... În zilele care, perioada în care ei scot pui și asta, aprilie, mai tot atacă, deci nu? Deci atacă în continuu, sunt localizate foarte multe perechi de răpitori pe toate văile astea montane și ei scot pui la fel, deci urmează... Și trebuie hrăniți aceștia, trebuie hrăniți, automat atacă... Da. Eu stau și într-o zonă, după cum vedeți, cu altitudine foarte sus. Da. Porumbeii mei când pleacă la antrenamente, deja sunt foarte reperați în toate părțile către răpitoare. Da, deci, de răpitoare, așa e, da. Și tind să cred că chiar sunt unii dintre cei mai atacați din zona Buștenului, cred. După numericul dezastruos care l-am la pierdere. Haideți să mergem și la mascul, da? Acum ne aflăm în compartimentul în care sunt găzduiți o parte dintre puii generației 2016, aparținând campionului Florin Gârbăcea din Bușteni, membru în cadrul FCPR, și vor fi oferiți către toți cei interesați în achiziționarea unui material olumbofil de foarte mare calitate. Pui obișnuiți de mici cu atacurile șoimilor, da? Domnul Florin, să zic așa, da? Da, sunt niște tardivi din cele mai bune perechi ale mele. Chiar vreau să spun viitorilor care achiziționează acești pui. Deci ei sunt scoși și la sfârșitul sezonului. Eu sunt un tip foarte, după cum am spus, dur în selecția porumbeilor. La mine, ca să poată reproduce, trebuie să zboare tot sezonul, inclusiv tot ce este în țară, maratoane, fonduri, tot ce se poate. Deci, în acest moment chiar am scos din, găsiți aici o place foarte largă, din cei mai buni zburători ai mei, inclusiv câteva exemplare din campionul olimpic, campionul de maraton, de anul trecut, campioana Asfond din acest an. Deci o să găsiți pe site-ul... Pentru toate gusturile, să zic așa, nu? Da, pe toate gusturile și chiar super. O să țin cont și pentru tinerii începători în sportul columbofil. O să ofer niște prețuri accesibile. Corect. Pentru a ajuta promovarea în acest sport columbofil. Ne vom adresa pentru toți columbofilii la prețuri foarte bune. Pot achiziționa. Este o muncă de 20 de ani, pot spune. Știu, da, așa e. Eu nu mai îmi permit la acest moment să țin porumbei fără valoare în această crescătorie. Ne zburați, ne verificați, într-adevăr. Și tocmai de aceea puteți achiziționa fără nicio problemă. Că și cu mare încredere. Din cei mai buni porumbei ai mei din această crescătorie, atât din marcă, cât și din lotul de zbor. Foarte frumos, într-adevăr. Super. Sunt foarte bine tratați, deci am făcut... Sunt tratați cu tratamente la zi, tot? Da, tot la zi. Am făcut adenocoli, iconoză, viermi intestinali, deci am terminat cu Paramixo. Deci eu nu sunt un tip foarte serios, nu pot să-i adresez către vânzare până nu simt eu că... Sunt în deplină stare de sănătate, stare da? De sănătate. Corect, frumos. Și atunci am trecut până aceste tratamente. De aceea am întârziat acești pui. Am fost foarte întrebat când îi expun pe
Și pe noi, și pe noi ne-au sunat mai multe persoane din Prahova care vă cunosc și știau de la dumneavoastră că o să scoateți pe site-ul nostru câțiva pui la vânzare și ne-au întrebat ce când îi scoate Florin, zice că vrem să vedem despre ce e vorba, vrem să licităm. Da, i-am lăsat și un pic să năpârlească, ei fiind tardivi, durează puțin, da. Înăsașează și ei puțin. Oricum se prezintă la acest moment foarte bine. Oricum, foarte bine pentru stadiul de tardiv. Da. De toamnă. Excelenți.